La Irealitatea, dinți de dimineață, Ema Zeicescu și Nora Dincă au discuții despre vreme. Am venit spre serviciu și era genul ăla de ploaie combinată vară cu rafale, averse, cum o cănească de toamnă. Cum o cănească tomnatecă. Îți spun, așa rău îmi părea că trebuie să ajung la serviciu, că m-aș fi oprit la o cafenea. Cantități însemnate de precipitații, așa este, până izolat chiar până peste 40 de litri pe metru pătrat, ceea ce totuși este, nu știu, o cantitate modestă pentru cât poate clima din țara asta. Ați început timid, dar până la discuțiile filozofice ale lui Busu, mai aveți de învățat. Apropo de Busu, el recunoaște. A venit Boul să vă zică cum e cu vremea, că Taur odată poate. Hai, că dacă ai recunoscut, ești și mai simpatic. Adevărul e că ce ne-am face noi fără copitatul naiba dis de dimineață la meteo? A venit Boul să vă zică cum e cu vremea, că Taur odată poate. Apropo de Busu, el are competențe extinse. Vorbește mai nou despre izotop radioactiv. Ia-o-s, măi! Ce să vă spun? Despre izotopi să vorbim. Despre puțin. Izotop, foarte bine. Despre fisiune nucleară. Fisiunea nucleară? Hai să vorbim totuși despre cum scad temperaturile. Așa. Legat de izotop și fisiune nucleară, să știți că organul legii din Sulina a descoperit un nene ce planta cannabis radioactiv. Dar și pentru faptul că a cultivat aceste plante despre care știa că au efecte radioactive. Radioactiv! De unde ai scos o fată pe asta? L-am văzut pe Chieluc atunci când făcea pipi, executa găuri în gard. Dar nu ne-am gândit niciodată că marihuana e radioactivă. Și pentru faptul că a cultivat aceste plante despre care știa că au efecte radioactive. Vă arătăm acum gradul de incultură al celor angajați prin televiziuni. La Antena Stars se vorbește de un cutremur de peste 7 grade Celsius. Un cutremur oricum de peste 7 grade Celsius. Un cutremur oricum de peste 7 grade Celsius. Dar nu numai la Antena Stars se vorbește despre asta. Cât de periculos și posibil ar fi un cutremur în România de peste 7 grade Celsius? Tremur în România de peste 7 grade Celsius. Băi, culților, cutremurele se măsoară în grade Richter. Dar cum e nevoie de mulți pricepuți pentru a satisface organigrama televiziunilor de duzină, merge și așa. Un cutremur oricum de peste 7 grade Celsius. Un cutremur în România de peste 7 grade Celsius. Vi-l mai aduceți aminte pe Gogâie? Tovarășul lui Gogâie, șmecher de șmecher, mafiot? Gogâie, sunt Gogâie. Ce Gogâie? Ce înseamnă? Nu știți voi șmecherele noastre, nu le știu. Dar zi? Adică șmecher de șmecher, mafiot. Ei, îmi pare rău să vă spun, dar a apărut fratele lui Gogâie. Bet, bet! Șmecher de șmecher! Ce s-a întâmplat? Am mers cu mașina, m-am dat peste cap și asta a fost toată problema. Aveți alcoolemie sau? Da, am băut, da. Da. Permis nu am permis. Am permis de nebun. Ce permis am? Trecem acum la Antena 3, unde avem o reporteriță care face de râs postul și a câștigat atâtea premii la New York. Așa cum au promis în repetate rânduri, ei vor o lege a salarizării unitare care să elimine inadvertențele, îmi cer scuze. Ei vor continua și mâine seria de proteste și dacă nu le vor fi ascultate... Unde o fi găsit-o pe asta? Unde? Oh, are mai multă dicție decât are Băsescu paharele activ. Așa cum au promis în repetate rânduri, ei vor o lege a salarizării unitare care să elimine inadvertențele, îmi cer scuze. Ei vor continua și mâine seria de proteste și dacă nu le vor fi ascultate... Revenim la Antena 1 pentru a asculta cum dis de dimineață prezentatoarea le trage fără să clipească. Cum ce? Tâmpenii! Nu vă gândiți la prostii! Îngrijorător este că suspectul este și el adolescent, are doar 17 ani. Psihiatrii vorbesc despre derivații grave de comportament. Psihiatrii pot vorbi de deviații grave de comportament, nu de derivații. Dacă băgai și o integrală, filozofă erai. Psihiatrii vorbesc despre derivații grave de comportament. La Antena 1, Gabriel Osmanovici nu se dezminte, nu poate lăsa el cronicuța fără bâlbe. Imediat cum au ajuns oamenii legii, cele două grupuri au uitat ce aveau de împărțit și au început să-și verse nervii pe jandarmi și polițiști. Am înțeles, ai vrut să combini verse cu nervi, că doar publicul Antenei este perspicac. Da, da, știm că se spune perspicace, dar publicul Antenei 1 este perspicac și așa va rămâne. Ce au început să
să-și verse nervii pe jandarmi și polițiști. Tot la antene, nici tehnica nu-i mai suportă pe angajații Varanului. Bună ziua, Diana! Spune-ne când va intra în vigoare această lege și explică-ne puțin, te rog, ce prevede de fapt. Informații foarte importante de la Diana Lazar, pe care, din păcate, nu o auzim. Nu auzim ce spune, dar spune ceva foarte important. E tare și prezentatoarea ca ciorapul. Informații foarte importante de la Diana Lazar, pe care, din păcate, nu o auzim. Tot la obositor, Andreea Berecleanu prezintă filmul serii Contele de Monte Cristo sau Monte Carlo. Filmul Contele de Monte Cristo. Să aveți o seară bună. Sau de Monte Carlo. Și filmul Contele de Monte Cristo. Să aveți o seară bună. Sau de Monte Carlo. La Antena 1 avem un reporter care pocește cuvântul creșă de două ori. La această creșă vor fi începând de luni testați. Mâine va ajunge la creșă o echipă. Noi știm că e din cauza vitezei. Dacă nu ți iese creșe, spune și tu kindergarten. La această creșă vor fi începând de luni testați. Mâine va ajunge la creșă o echipă. La ProTV, Diana Enache are probleme cu litera R de la râu Rațușca Rămurica. Toate bune în mort, mod cert. Am ceva cu râurile. Toate bune în mort, mod cert. Am ceva cu râurile. Da, da, n-ai spus râu Rățușca Rămurica și nu l-ai prezentat pe Rică. Toate bune în mort, mod cert, am ceva cu râurile. Și încheiem cu o televiziune care are pretenții nemăsurate, ci că ei sunt singura rază de soare prin incultura celorlalte televiziuni. Hai da de! Grupul statutar Fortuna cu Pontos. Grupul statutar Fortuna cu Pontos. Inculturiștilor este grupul statuar, de la statuie. Statutar vine de la statut, adică un fel de regulament. Grupul statutar Fortuna cu Pontos. În patria lui Nenea Iancu, la Ploiești, Dorel s-a apucat de treabă și a vopsit trotuarul cu tot cu rabla parcată neregulamentar. Trăim în România, deci e cam normal așa ceva. Neobișnuit e că Dacia abandonată a devenit în câteva ore vedetă pe Facebook. E undeva în vestul sălbatic, a anunțat ploieșteanul care a descoperit-o și a postat primele imagini. E, una peste alta, noi credem că a fost un act de protest al lui Dorel, care este tot timpul asaltat de rable. Păi nu mai bine mergeți la programul Rabla cu ele? De când stă mașina asta aici? E de la îndăzire. Acolo. Acum nu știem care că e de acolo. Avem acum imagini de la cea mai somnolentă televiziune. La Antena 3, se doarme în direct. Am revenit la știri. Erai de mult în direct. Atunci te-ai prins tu că ai revenit la știri. Urmează acum un exemplu clasic de incompetență. Din nefericire, șoferul nu a suferit răni grave și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Pentru voi e din nefericire, că așa făceați dita mai maratonul de știri. Din nefericire, șoferul nu a suferit răni grave și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Iată acum o reporteriță pierdută în timp. Nu știm dacă și în spațiu, dar în timp, sigur. În capitală vom avea 21 de grade Celsius în zilele de 31 aprilie și 1 și 2 mai. Unde ai învățat tu că luna aprilie are 31 de zile? Noi știam că are 30, bătute pe muchie. În zilele de 31 aprilie și 1 și 2 mai. Urmează acum un calup dedicat televiziunii B1 TV. Acum nu ne scuzați că nu am spus la B1 TV. Abia acum ne scuzați. Cam fiecare an pe litoral oamenii se împart între Vamaia și Vama Veche. Deci litoralul românesc este un fel de Vamaia, adică pleacă de la Vama Veche și se oprește în Mamaia. Cam fiecare an pe litoral oamenii se împart între Mamaia și Vama Veche. Același prezentator de la B1 TV, ne scuzați din nou, mai spune o tâmpenie la aceeași știre. Și dacă românii cu dare de mită își petrec Paștele la mare sau la munte... Atât ați vorbit de corupție și de mită că v-a rămas pe limbă. Dacă tot folosiți limba de lemn, folosiți-o naibii cum trebuie. Și dacă românii cu dare de mită își petrec Paștele la mare sau la munte... Și încheiem tot la B1 TV, ne scuzați din nou, cu un fel de reporter. Eduard Popa scoate limba. După ce Arabia Saudită a cerut ca Iranul reprezentanți nu au venit la Doha.
Din ciclul mare analfabet micului ecran, vă prezentăm astăzi niște mostre de scris. Începem cu Antena 3, unde găsim un interlop din Vaslui, iar de la B1 TV, ne scuzați din nou, ni se spune că Pedone află duminică dacă poate candida din nou. Tot la Antena 3, Călim Popescu Tăriceanu este dobrât de dietă. Mă, v-a fost și vouă foame, nu numai lui. Dar să vedem ce s-a întâmplat cu Tăriceanu. Se pare că se simte foarte bine Călim Popescu Tăriceanu, a ajuns acasă, asta după ce în această dimineață s-a prezentat la medic pentru câteva analize în urma unei stări de rău pe care a acuzat-o domnia sa, și asta spun cei de aici de la Senat, respectiv purtătorul de cuvânt, după ce a ținut o dietă, pentru că încearcă de ceva vreme al doilea om în stat să slăbească. Deci Tăriceanu s-a transformat peste noapte în Moliceanu. Dacă i-a scăzut glicemia, bre, săracu, e și epuizat de atâta muncă și e nemâncat. L-a văzut în ultimele două săptămâni pe Călim Popescu Tăriceanu mâncând în general salată și iaurt. Din acest motiv se pare că i s-ar fi făcut cumva rău președintelui Senatului și, în plus, domnia sa a muncit destul de mult până acum, asta pentru că începe campania electorală și au din ce în ce mai multe ședințe la partid. Continuă emisiunile gen mizerie. La Wow Bizul Canal D, Iulia Albu se prezintă mâzgălită pe față. Pe față ce ți-ai făcut? Este... Ai mâzgălit un pic, dar are vreo logică? Da, are o logică. Da, dar nu pe care zice. Noi niciodată nu o să putem înțelege. Nu o să putem să înțelegeți, pentru că nu e așa. Și nu putem înțelege să nu... Trebuie să lăsăm atare. Așa. Da. Te rugăm să iei loc și să începem treaba în seara asta. Măi, fată, dar tu n-ai treaba acasă, n-ai și tu bărbat. Dacă ai nevoie, poți să apelezi niște prieteni de la Cronică. Tu la Canal D, în aceeași emisiune. Fosta curviștina lui Guță, devenită între timp pocăită, se ceartă cu o altă divă de aprozar. Florida la Chiv, să moră Franța. Loredana, astăzi vine în emisiune ca să-ți spun că Dumnezeu nu doarme pentru faptul că m-ai umilit și m-ai jignit, m-ai înjurat, m-ai batjocorit în toate felurile anul trecut, și să știi că tot ce ți se întâmplă este răspunsul rugăciunilor mele. Eu m-am rugat la Dumnezeu ca Dumnezeu să facă dreptate copiilor lui. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu pe mine mă iubește. Uitați-vă la ciumafaia asta, oameni buni, după ce s-a răscrăcit cu Guță pe la toate emisiunile TV, mai nou s-a pocăit și crede că Doamne, Doamne, i-a iertat păcatele. Ba chiar le face rău dușmanilor ei. Nu ți-e mai rușine, baragla din habodnică ce ești. Dar să-i dăm cuvântul altei credincioase, urmașa Mariei Magdalena. Știi ceva, suntem în postul pașterii și nu vreau să mă cert în și fața bisericii. Nu vreau să mă cert în fața bisericii pentru că este cel mai mare păcat. Da, normal că știu să postez. Tu știi să în Biblia despre postul adevărat. Da, tu știi să... Tu nu mai îmi dai mie citate. Lasă-mă cu ce citești tu toată ziua Biblia. Că una e să spui și alta e să faci. Da, eu fapta contează. Eu sunt în post. Păi e bine deci că ești în post, nu se vede. Ba uite, eu astăzi n-am băut și n-am mâncat. Păi nu se vede, lasă, degeaba dacă ești rea. În fața unei biserici. Eco, să vezi că n-am mâncat și n-am băut. În caz că nu știi, postul este și spiritual. Adică nu trebuie să spui vorbirele, nu trebuie să fii rea. Nu, dar nu sunt rea. Nu trebuie să faci și alte lucruri de genul. Dar n-am făcut lucruri de genul niciodată. Se vede că sunteți în post. Vă certați ca două țațe în fața bisericii. La noi la biserică femeile intră cu capul acoperit. Și la noi. Păi și atunci. Dar eu nu sunt la noi la biserică. Păi? Eu nu sunt la noi la biserică, sunt la tine. Acum și vin, am venit decent îmbrăcată, dar nu, nu sunt mă rog. Dar nu e biserica tuturor. A ortodoxilor. A ortodoxilor, da. Așa e, nu e plântică. Bine, noi, nu suntem, noi nu ne ridicăm la rangul tău, adică noi suntem păcătoși. Nu aveți cum. Noi n-avem niciodată cum să ne ridicăm la rangul tău. Dar nu e nou, mă, nu e nou, pentru că ele stau în geniu, nu se roagă de când lumea și pământul. Ah. Și se roagă și se tot roagă. Parcă păcătoaselor. Păi a ținut voi post, mă, păi dacă n-a ținut post cum trebuie, mă, uite. Băi, pentru curățirea interioară și exterioară, da? Trebuie... Să nu-mi faci deloc, nu să o faci gratis. A, da. Nu, deci eu zic că ar trebui să nu se mai certe și să o lase pe doamna următoare să le explice cum se ține post, ca la carte. A ținut post? Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale noșoranței nonconformistice într-un Jean Calvin. Numai că... Această republistică interumană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar. Aș vrea ca totul în această zi a unui prohod pe care divinitatea interumană se putea codifica
o împărtășanie pură, s-ar putea restructura prin un anumit disconfort plurirenașcentistic umanitar. La Răzvan și Dani, Dani ne explică cum face animalul din sala de forță când vrea să fie remarcat. Băi, dar stai mă, dar poate ridică un kilogram mult. Băi, adică un icnet, o expirație sonoră se poate. Dar nu poți, deci jur, la un moment dat am trimis pe cineva dincolo, a zis: du-te, te rog, să vezi, cred că naște un domn. Și mai sunt aia care vorbesc cu ei: haide! Tot Dani vorbește despre colega Amalia cum că ar fi altă păsărică. E, oi, știi tu ceva? Amalia are altă păsărică a ei. Alo. Ok. Mă rog, depășind de asta. Ea acum are band de cover-uri, cântă cover-uri, ce să spun. Și la final Răzvan și Dani ne arată cum fac fetele plajă. De ce se bronzează, Răzvan, fetele în poziții de astea de zici că ai aruncat o broască de la etaj? Asta e răspunsul, e una de aia. Să intre soarele... Rotește-te un pic, că nu... Ce, s-a mutat soarele? Fii drăguț, mutăm și mie umbrela. Așa. Vezi soarele? Aoleu! Înseamnă că n-am stat destul. Mlah Sabah a fost exilat de Canal D sâmbătă cu emisiunea lui de investigații. Marele agent sub acoperire nu poate pronunța corect Loredana Chivu. Să mor, Franța. Se dă o luptă crâncenă pentru regina dansului din Buric. Loredana Chivu și-a găsit o rivală de temut. Este chiar prietena și fosta ei colegă Daniela Crudu. Auzi? Dar tu la baragladinele astea investighezi sau cum? Loredana Chivu și-a găsit o rivală de temut. Este chiar prietena și fosta ei colegă Daniela Crudu. Noi la bâlbe de pe Facebook, doamnelor și domnilor, stă mintea, ia atenție. Ia să vedem. Edi al vostru unicatu. Cu capa. Cu capa. Și cu Y. Știe careva pe ce principiu funcționează acest pișoar? Am avut o experiență chiar neplăcută fix în centrul Londrei. Mulțumesc. Băi, cu capa. Băi, cred fratele. Că a fost o experiență cam dureroasă, cred că și ustură. L-a usturat un pic, ce să mai, adică după ce faci, ce faci, mă rog, deci un pișoar extraordinar. Se bagă mânuța, nu... Dar dacă el a făcut asta, este super inteligent. Ce vorbești pe mine, spui? Dar vreau eu să vă arăt ceva foarte interesant, o fătucă, da? O domnișoară care îi spune așa: pentru tine, tot strandafirii, m-ai învățat alfabetul iubirii. Din păcate n-am învățat-o și să pună cratimă și virgulă, asta uita să o înveți. Bă, ți-e mai de folos un pic de ortografie decât alfabetul iubirii, pe bune? Iar dacă înveți să scrii corect iubi, liniuță T, liniuță voi, vei avea succes în dragoste, crede-mă, garantat. Până la adânci pătrâneți. Bine, mă. Cam asta a fost pentru azi. Ne revedem miercuri.